Din prima zi aceste luni a crescut punctul de pensie cu 10%, astfel că valoarea acestuia a ajuns acum la 1100 de lei. A crescut de asemenea și valoarea indemnizației sociale pentru pensionari de la 520 de lei la 640 de lei. Însă la sunt în prezent aproximativ 70.000 de pensionari, din care circa 10.000 primesc pensia minimă. La 1 iulie au intrat în vigoare noile valori ale indemnizației sociale pentru pensionari și ale punctului de pensie. Indemnizația socială pentru pensionar va avea valoarea de 640 de lei în perioada 1 iulie-31 decembrie 2018, față de 520 de lei cât a fost până în prezent. De indemnizația socială pentru pensionari beneficiază pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată se situează sub nivelul acesteia. Cât privește valoarea punctului de pensie, legea stabilește că aceasta se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. În județul Salaj, luna trecută figurau în evidențele Casei Județene de Pensii 67.960 de pensionari. Avem un număr de 67.960 de beneficiari, din care 54.765 pensionari din sectorul de stat, 6.095 pensionari din sectorul agricol și 7.100 beneficiat de ele speciale. Din numărul total al pensionarilor sălăjeni, 10.089 de persoane primesc lunar pensia minimă.